Sinuzita este o afecțiune care își poate face apariția atât în sezonul cald, cât mai ales în sezonul rece. De aceea, medicii vin cu recomandări în ceea ce privește prevenția, însă și cu informații despre ce înseamnă această afecțiune a sinusurilor. Este, de fapt, o inflamație a mucoasei sinusurilor paranazale, de o parte și de alta în spatele nasului, și apariția unei secreții purulente în interiorul acestor sinusuri, care sunt cavități osoase pline cu aer și cu pereții osoși căptușiți cu această mucoasă, care în diferite condiții se pot inflama. Sinuzita poate fi de mai multe feluri, acută, subacută și cronică. Sinuzita acută înseamnă inflamarea mucoasei sinusale cu secreție purulentă cu durata până la 3 săptămâni. Sinuzita subacută între 3 săptămâni și 3 luni. Și când a depășit această secreție purulentă de 3 luni, vorbim deja despre o cronicizare, o sinuzită cronică. Și această sinuzită poate să cuprindă 2 din cele 8 sinusuri, e sinuzita maxilară, de obicei cea mai frecventă, dar poate să cuprindă toate cele 8 aceste sinusuri, caz în care se numește pan-sinuzită. Tratamentul asociază antibiotice antiinflamatoare și decongestionante ale foselor nazale sau un tratament chirurgical, adică curățarea sinusurilor, curățarea realizată cel mai adesea prin endoscopie. În anotimpul rece, cu atât mai mult, ar trebui persoanele să poarte un fular, să poarte capul acoperit și bine îmbrăcat. Sinuzita poate fi cauzată și de deviația de sept nazal, dar și de prezența polipilor nazali. Factorii de risc pot fi mediul toxic, frigul, dar și aerul condiționat. Așadar, nu este de glumit cu această afecțiune, întrucât se poate agrava și poate provoca probleme serioase de sănătate.